Telenovela transferului lui Brevold la Steaua a ajuns la ultimul episod. Olandezul a semnat noaptea trecută contractul cu Roșii Albaștri după ce conducerea gorjenilor a ajuns la un numitor comun cu omologii din Ghencea. Deocamdată suma transferului nu a fost încă făcută publică, însă după ce contractul lui Brevold va fi înregistrat la Ligă, oficialii echipei Pandurii vor prezenta toate datele înțelegerii. Despre transferul lui Brevel la Steaua s-a vorbit din ce în ce mai mult în ultima perioadă. Mai mult decât atât, Valeriu Argăseală și Viorel Hrebenciuc au venit cu elicopterul la Târgu Jiu pentru a încerca să-i convingă pe Gorjen să-l lase pe olandez în Ghencea. Brevel este bucuros că a semnat cu campioana României. We resolved the situation with Panduri with Steaua yesterday night. I got a telephone and I heard that the situation is resolved. I'm very happy. I still have good memories with Panduri. Antrenorul Petre Grigoraș este convins că Brevel va face față rigorilor din Ghencea și urează baftă olandezului. Mă bucur pentru jucător, e singurul lucru de care mă poate bucura, pentru că e o șansă unică în viața lui de a ajunge la cea mai titrată echipă din țară de juca în Champions League. Pentru noi va fi o pierdere. E adevărat că ultima lună el a fost bulversat total. Președintele echipei Pandurii, Mihai Prunariu, spune că s-a înțeles cu omologii din Ghencea la telefon pentru transferul lui Breveld. Ne-am înțeles telefonic cu președintele Consiliului de Administrație, domnul Valeriu Argăseală. Astăzi, secretarul general a plecat la București împreună cu jucătorul pentru perfectarea actelor. Deocamdată, conducerea gorjenilor nu a anunțat dacă în locul lui Brevelde o să fie adus un alt jucător, însă o decizie finală se va lua după o discuție cu antrenorul echipei.